priviți, mărețe umbre! Hățcu, bună dimineața, hățcu, ungheră și copilă, bă! Are mamișor o vorbă, zice, eu cred că le știe de undeva pe astea, să ne scrieți la comentarii, să dați un like dacă o știți, zice, wow, cât de frumoasă e și șalupița aia, e toată noastră, ia uite și iertulețul! În fine, mamișor zice, nimerește orbul Brăila! Bă, băiatule, cred că vă amintiți câte zeci de vloguri avem în care, stai așa, că de obicei la ăsta micu e o problemă, în care fratele vostru spune că nu a ajuns la manicură, că are unghiile cât un urs, că pot să mă cațăr pe perete, numai glume, ca să mă scot. Ce despre asta e vorba de fapt, știi, adevărul se trebuie să-l spui în glumă ca să nu pară o prostie când e nasol. Bă, bosule, reîntorcându-ne și nedivagând prea mult, nimerește orbul Brăila, tată. Mi-am luat tilă, mi-am luat unghieră și de acum vreau, nu vreau, Gionuțule, îmi tai singur unghiile. Sunt deja la a treia sau la a patra tăiere de unghi. Da, știu, sună arogant, sună divă, dar mă obișnuisem să fac manicura, mă, Gionule. Nu cred că sunt singurul bărbat din lumea asta care se ducea să-și facă manicura, că am văzut o grămadă. Numai că se pare că nu mă mai nimeresc decât cu pandemia asta, frate. Programările sunt în 15 ore, până dezinfectează alea. Acum vreți să vă spun un lucru, m-a și luat paranoia un pic, că teoretic vorbind, dacă la manicură lucrurile sunt destul de delicate, pentru că na, trebuie să plimbi de la o mânuță la alta sculele. Și atunci și-a luat băiatul vostru hâs, Gionuțule, într-adevăr nu e cea mai wow situație, dar trebuie să recunoaștem că măcar sunt scurte și uite cum arată pielițele astea. Bă, măcar sunt scurte și nu înjunghi cu ele. Eu am o problemă. Atunci când poți să înjunghi, stai așa să vă arăt acum pasul 2. Hâs, Gionule. Când poți să înjunghi cu unghiile, este o mare problemă. Tăiem unghiuțele, Gionule, oprim această incursiune, după care facem cel mai forță rumtur din Dubova, am o problemă cu accentul, și mergem ulterior pe plăjică, pe iăhtuleț, pe șalupiță. Știți deja surprizele de data trecută de când am fost aici și am filmat videoclipul, însă în prezent lucrurile au avansat foarte mult, așa că noi suntem aici să vi le prezentăm și în același timp să ne și bucurăm de ele. Revenim cu rumtur. Băi băiatule, uite numai, uite-o numai cum vine și lasă siajul ăla în spate, mâncaia jburița ei, că mi s-a făcut pielea de găină. Uitați-vă, vă rog frumos, dacă aveam un wakeboard acum, știi cum eram în spate? Siajul, Gionuțule, pentru că și eu am învățat de curând, de vreo 2-3 ani de când m-am apucat de wakeboard, este urma pe care o lasă barca sau schijetul în spate, da? Și pe siaj, pe valurile acelea, poți să te dai cu wakeboard-ul. Cei profesioniști sar și fac fel de fel de jumbuș lucruri, Gionuțule. Însă ne revenim la realitate, abia aștept să ajungem și noi și pe șalupiță și pe iaht și vă prezentăm o cameră de excepție. Bravo la Vela. Așteptăm, veniți un pic. Așteptăm cu nerăbdare și blocul de 13 etaje care va fi undeva pe aici prin munte. Deocamdată este făcut numai acest mini bloculeț cu 3 etaje și în momentul în care am vorbit cu cei de la Lavela, le-am zis: "Bă, vă rog frumos, dați-mi la cel mai sus etaj pe care l-aveți, da?" Și ne-au dat chiar la 3. Atâtea etaje suntem on top, iar ăsta este view-ul, Gionuțule. Imaginați-vă în momentul în care și acele construcții de jos vor fi terminate, pentru că acum sunt oameni care probabil sunt în construcție, vedem mormane de pietriș de alea. Imaginați-vă ce view o să ai când te trezești dimineața aici și vezi direct golful ăsta al Dunării. În fine, trecem la rumtur pe care vi l-am promis, Gionuțule. Avem aici o intrare, stați un pic să închid ușa, să nu trezim chiar tot cartierul. Este vorba despre un apartament aici unde stau eu, o canapeluță care are o chestie foarte interesantă, Gionuțule. Un televizor pus la mijloc ce poate fi rotit, am descoperit aseară, bang, și poți să-l pui ori către canapea să te uiți, ori către pat, Gionuțule. Aici este patul, un pat generos, confortabil. O saltea interesantă, tare așa, mi-a plăcut că m-am trezit bine, neînțepenit. Când e salteaua moale, Gionuțule, cel puțin la mine, treaba nu funcționează, pentru că mă trezesc înțepenit. La piece de resistance, Gionuțule, este acest balconescu, ce arată superbisim. Stați așa să nu facem bahaos. Ei bine, vă rog frumos să vedeți cam cum este aici la cazarele Dunării, Gionuțule. Bă, băiatule, bă, ce energie, bă, ce vibe. Bă, am ajuns azi noapte, după cum vă amintiți din vlogul de zilele trecute, și era o emoție, o energie ca de stațiune, mă. Bă, ziceai că e, mamă, freamătul la mare. Mergem mai departe, Gionuțule, și o să vedeți acum cum se vede camera și din partea aceasta. După cum vă spuneam, canapeluță pe dreapta, pat pe stânga, iar baia îmi place foarte mult și cred că am să am și eu această chestie în cap pentru data viitoare. Băi, fraților, e din ce în ce mai prezentă piatra asta bej, așa ca de saune, și ce mi se pare foarte cool este că, după cum vedeți, nu te deranjează rosturile la ea. De ce? Pentru că ea are un aspect oricum ciobit, spart, și atunci nu-ți dai seama dacă e rost
rostul făcut bine, dacă rostul nu-i făcut bine. În altă ordine de idee, avem un duș aici, mi s-a părut cool că pe jos are bucătiță de asta de plastic, nu este făcută înclinația din gresie. E varianta mai safe, adică atunci când ești cu gresie te chinui un pic, să-i faci înclinație, să intre rigola. Asta e direct, cădiță, ai pus-o și nu mai nicio treabă. Căcănescu la locul lui cu o chestie foarte interesantă, care sincer vă spun, pe mine mă deranjează că e neagră, nu înțeleg de ce ai pus-o neagră. Nici pasta, nici storcărețul ăsta de săpun, uscător de mâini, o chiuvetuță cochetă în colț, Jonuțule, și ce este frumos este că este totul foarte, foarte, foarte spațios. Cam asta este râmturul, Jonuțule, ne luăm catrafusele și coborâm către piscinică, de unde reveni vom. Hăți, Jonuțule, după o jumătate de zi în micul paradis din România, Jonuțule, aici la Lavela, ne-am relaxat, ne-am bălăcit, ne-am distrat, ne-am plimbat cu barca. Din păcate nu putem să vă arătăm încă iahtul, o să vi-l arătăm de pe ponton, pentru că este încă în renovare, Jonuțule, dar vă pot arăta această superbă piscină care, ce credeți, Jonule, are apă fierbinte, deci curgea apa fierbinte prin ea. Doamne, superbisim! Acolo vom cânta în această seară, se pregătesc acum lucrurile pentru club și haideți să vă arăt cât de șmecher poate să fie pontonul, Jonuțule, care este, din punctul meu de vedere, așa cum îmi place mie să-l citesc pe Shelly neîncetat, la piece de résistance, Jonuțule. Obiectiv vorbind, la piece de résistance este acest superb ponton, Jonuțule. Aia este șalupa cu care ne-am plimbat și acum o să mergem direct pe ponton și revenim de acolo. Uite un pitic din ăsta trei să-mi vină și mie, bine, nu chiar așa mititel, un pic mai înalt, Jonuțule, și doar ce am vorbit cu Costi, care este ownerul locului aici. L-am întrebat ce face cu ei iarna, am înțeles că există un soi de prelată și de metodă, modus operandi de a-i înveli, astfel încât să nu stai să-i bagi în casă sau mai rău la hotel, unde am înțeles că costă o grămadă de bani să-ți cazezi palmierii, Jonuțule. Pontonul ăsta este o minunăție, iar în zare acolo, dacă vă uitați, vedeți cel mai șmecher iaht, Jonuțule, care se pregătește să fie vopsit, dar din cauza zilelor ploioase, mi-a zis Costi că nu au reușit, de 2-3 săptămâni se chinuie să-l vopsească și nu au reușit. Sperăm ca, Doamne, 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 te rugăm să ne auzi rugămințile și să ne dai soare, nu numai pentru că vrem să vopsească cei de aici și iahtul, dar pentru că este superb atunci când este soare afară. Am avut noroc de o zi extraordinară. Acum mergem la un pic de șlaf în tati, că este târziu, 7 deja, iar la ora 11 ne reîntoarcem aici să cântăm, să facem bahaos. Am înțeles că este sold out, toate mesele sunt date, abia așteptăm să ne distrăm. Este un loc minunat și sperăm să se distreze toată lumea și să iasă bahaos așa cum a fost și astăzi toată ziua. Mergem la somnic și revenim. Hăți, Jonuțule, dormit cu fățuca aia un pic umflată de somnic, am tras un duș, m-am aranjat, unghiuța tăiată, parfumesc, regula numărul 1, nu se uită niciodată. Mergem să ciugulim ceva, pentru că știți cum e, cel mai bine e să ai burta plină când te duci la muncă, Jonuțule, după care mergem la club. Așa cum ne stăm fire, mergem cu o oră, două înainte să mai stăm la o poză, la o socializare, când o vrea clubul să cântăm, om cânta, Jonuțule. Hai la masă că nu mai pot de foame. Hăți, Jonuțule, și am și înfulecat așa ceva pe drum înspre casă și uite cât de frumos se vede. Ia uite porumbei, mâncarea tata, am chemat Veneția. Am chemat Veneția să mă aștepte acasă. Uite răsăritul acolo. Uite poarta. Prima oară când ne întoarcem de la concert și putem să deschidem poarta. Așa cum am visat, Jonuțule. Ia uite, cheluțul și ală are frumos. Am făcut setup pentru cheluțul, Jonule. Băgăm mașchineta în garaj, Jonuțule. Ne odihnim și revenim la trezire, pentru că suntem extrem de obosiți, dar a fost un weekend super. Superb, un melanj între vacanță și muncă și revenire din carantină și primul concert Dubova, Vela. Oameni frumoși, vă mulțumim din suflet pentru cea mai tare atmosferă. Mergem la Schlafen și revenim cu surprize. Hăți, Jonuțule, și nu degeaba există vorba aceea care spune că duminica trebuie să fie în familie, alături de noi mamișorul deja bine cunoscut și Robert Văru de la Sibiu, Jonuțule, cu care am copilărit împreună, care a venit tocmai din Elveția, Jonuțule. Am stat un pic la depănat amintiri și acum, înainte să plece, ne minunam, cheluțul a făcut și o baie în piscină, pentru că așa este el, când se bălăcește cineva trebuie să facă și el circ. Ne minunam de ce vreme urmează să vină, veniți vă rog frumos un pic să vă arăt. Uitați-vă ultima urmă de Sorinel, Jonuțule, după care priviți, mărețe umbre, ce furtunoi are să vină. Cheluțule, vino tati să pupăm lume aici. Cheluțul s-a bălăcit astăzi în piscină, Jonuțule, și s-a bucurat extrem de tare când a ajuns tati de la concert aseară acasă. De fapt, astăzi de dimineață. Este fabulos, e prima oară când ajung acasă și am un cățel să mă aștept, care este mult mai iubitor decât motanii mei care îmi dădeau 2 bani nici dacă veneam după 5 zile de concerte, Jonuțule. Am terminat un weekend superb cu primul concert după pandemie, Cheluțule. O să luăm și pe Cheluțul la un concert, promitem, dar când o să fie probabil drumul mai scurt și acțiunea mai ușor de gestionat, Jonuțule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și telefoane care sună, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Cori Leve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook. De
asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro pentru că avem cele mai cool surprize pregătite de ziua mea chiar în august, Jonuțule, și de început de an școlar, dacă o vrea Doamne, Doamne, să-l începem. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante și productive. Hăți, Jonuțule! Sar pe noi ca pe tramburile, Hăți cu insert special pentru cei care sunt cei mai dedicați, Jonuțule, și se uită până la sfârșitul vlogurilor, pentru că despre asta este vorba acum în acest moment. Să nu credeți că am uitat sau că încercăm să ne dezicem de ceea ce am spus, Jonuțule. Am împlinit 1,7 milioane subscriberi, adică asta ne obligă la o petrecere la mine acasă, așa cum v-am promis. Și pentru că am stat cu Cori și ne-am gândit împreună cum putem face să avem un algoritm, să avem un tip de concurs, Jonuțule, începând cu data de 1 iulie, mare atenție, 1 iulie și până pe 20 iulie vom adăuga prin vloguri pe aici pe acolo cuvinte cheie pe care voi cei fideli trebuie să le țineți minte, eventual să le scrieți pe ceva. În data de 20 iulie va fi aruncat aleator prin vlog ultimul cuvânt din frază, iar pe 31 iulie, mare atenție, Jonule, pentru că este un concurs extrem de important, va trebui să scrieți în comentariile vlogului din ziua respectivă fraza completă. Primii 10 care scriu la comentarii fraza completă, corectă și logică din punct de vedere al exprimării, Jonuțule, vor câștiga locul la petrecerea de la mine de acasă. Același lucru se va repeta din 100 în 100 de mii de subscriberi, așa cum v-am promis. Așa că mare, mare atenție și reamintiți-vă, de pe 1 pe 20 iulie, prin vloguri vor fi aruncate pe aici, pe acolo, cuvinte cheie. Voi trebuie să le culegeți, iar pe data de 20 iulie veți primi ultimul cuvânt pentru a putea alcătui enunțul. Încă o dată vă spun că pe 31 iulie, la comentariile vlogului postat în ziua respectivă, voi va trebui să postați fraza, iar primii 10 de la comentarii cu fraza completă, corectă, vor putea fi la mine acasă la petrecerea de 100.000 de subscriberi. Așa că fiți foarte atenți, Jonuțule, la vloguri, țineți ochii de la început până la sfârșit ca să nu pierdeți cumva vreun cuvânt și ne auzim pe 31 iulie cu fraza completă și cu super petrecere de 100.000 de subscriberi. Hăți! Sar pe noi ca pe tramburile, oh, și noi n-avem, n-avem nicio vină.